Odată ce v-ați instalat aplicația eWilling și v-ați creat cont, intrați în aplicație, apăsați pe butonul plus din dreapta sus, Add Device, selectăm More Options din dreapta jos, Bluetooth Pairing din stânga sus. În acest ecran vom da Next pentru că tot ce este descris aici este făcut deja din fabrică în momentul în care expediem podeaua. Dispozitivul nostru este identificat, apăsăm pe Connect. Va scana rețelele Wi-Fi disponibile, iar noi vom selecta rețeaua la care vrem să conectăm podeaua. Vom documenta parola, dăm Save. Iar în acest moment dispozitivul este adăugat cu succes în aplicație. Putem să ne ducem în zona de nume și să îi dăm o denumire personalizată, de exemplu încălzire cușcă. Această denumire putem să o modificăm ulterior din aplicație. Dăm Done și vedem că în aplicație ne-a apărut încălzire cușcă, este podeaua pe care tocmai am documentat-o. Mai departe, ca să folosiți podeaua, vă invităm să urmăriți tutorialul dedicat configurării unui program de funcționare automat în funcție de praguri de temperatură predefinită. În situația în care aplicația caută dispozitivul Bluetooth din podea, dar nu este găsit, pot fi două situații. Dispozitivul a ieșit din modul de împerechiere, iar acest lucru se întâmplă dacă podeaua a fost alimentată la curent și au trecut mai mult de 3 minute între momentul în care a fost băgată în priză și momentul în care dumneavoastră încercați să adăugați podeaua în aplicație. Sau a doua situație, în momentul în care doriți să adăugați podeaua în aplicație, podeaua nu este alimentată, nu are curent. Deci, dacă sunteți în situația în care dispozitivul Bluetooth nu este găsit, 1. Asigurați-vă că podeaua este în priză, iar dacă știți că ați băgat podeaua în priză de mai mult de 3 minute, trebuie să readucem dispozitivul în modul de împerechere, iar pentru acest lucru va urma un tutorial care vă va arăta cum să îl aducem din nou în modul de împerechere. Odată adus în modul de împerechere, revenim în aplicație și urmăm pașii de la început pentru a adăuga dispozitivul, iar în lista de dispozitive Bluetooth cu siguranță va apărea podeaua. Pentru a readuce dispozitivul în modul de împerechere sau pairing în engleză, trebuie să aveți podeaua conectată la sursă de curent, deci băgată în priză, iar cu ajutorul unui băț de chibrit sau unei scobitori, trebuie să apăsați pe gaura din mijlocul cercului cutiei de metal. În momentul în care veți apăsa, veți auzi un click, pentru că vom ajunge la un buton, și vom ține apăsat timp de 15 secunde, vom apăsa în continuu fără să ridicăm. Acest proces va face ca dispozitivul din interior să reintre în modul de împerechere, adică să poată fi descoperit din nou de către aplicație din telefon. Odată trecute cele 15 secunde, scoatem bățul de chibrit sau scobitoarea și ne întoarcem la telefon pentru a reconecta această podea încălzită la contul nostru de pe eWilling.